Și acum să deschidem Sfintele Scripturi la Matei 27 și să citim de la versetul 3 până la versetul 10. Căința și moartea lui Iuda. Atunci Iuda vânzătorul, când a văzut că Isus a fost osândit la moarte, s-a căit. A dus înapoi cei 30 de arginți I-a dat preoților celor mai de seamă și bătrânilor și a zis Am păcătuit, căci am vândut sânge nevinovat. Ce ne pasă nouă? I-au răspuns ei, treaba ta. Iuda a aruncat arginții în templu și s-a dus de s-a spânzurat. Preoții cei mai de seamă au strâns arginții și au zis Nu este îngăduit să-i punem în visteria templului, fiindcă sunt preț de sânge. Și după ce s-au sfătuit, au cumpărat cu banii aceia țarina olarului, ca loc pentru îngroparea străinilor. Iată de ce țarina aceea a fost numită până în ziua de azi, țarina sângelui. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice, au luat cei 30 de arginți prețul celui prețuit, pe care l-au prețuit unii din fiul Israel și i-au dat pe țarina olarului, după cum împoruncise Domnul. Deschidem cuvântul Domnului în Cartea Faptelor Apostolilor, în primul capitol și citim de la versetul 16 la 20. Fapte 1, 16 la 20. Fraților, trebuia să se împlinească Scriptura spusă de Duhul Sfânt mai înainte prin gura lui David despre Iuda, care a fost călăuza celor ce au prins pe Isus. El era din numărul nostru și era părtaș al acelea slujbe. Omul acesta a dobândit un ogor cu plata nelegiurii lui. A căzut cu capul în jos, a plesnit în două prin mijloc și s-au vărsat toate măruntaele. Lucrul acesta a ajuns așa de cunoscut de toți locuitorii din Ierusalim, încât ogorul acela a fost numit în limba lor Acheldama, adică ogorul sângelui. În adevăr, în cartea psalmilor este scris, locuința lui să rămână pustie și nimeni să nu locuiască în ea și slujba lui soia o ia altul. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Dragi creștini, mă apropii de două texte mai puțin citite, care parcă au tonuri de groază, de horror. Și vreau să vorbesc despre căința lui Iuda. În vinerea mare, în vinerea aceea atât de despovestită în adunări și în biserici, nu a murit un singur om. Din cercul apostolic. În Vinerea Mare au murit doi. Mă gândesc ce tragedie dublă a însemnat asta pentru apostoli. Până la urmă, în urmă cu câteva zile, erau împreună Isus și cei 12. Și din 13, doi mor în aceea zi. Tragedia este intensificată și sentimentul de eșec este mărit mult de faptul că unul din ei îl vinde pe celălalt. Apostolii sunt șocați. Ce s-a putut întâmpla? Dintr-o dată, din 13, doi mor în mod tragic. Să o fi gândit și ei ce ne gândim și noi. Și am auzit multe predici. Oare ce l-o fi determinat pe Iuda să-l vândă pe Isus? Nu v-ați gândit la asta. Să fi fost chiar lăcomia pentru 30 de argint, pentru o țarină stearpă, în care s-au îngropat străinii, țarina sângelui. Să fi fost mânia, să fi fost ce predică unic, el credea că îl determină pe Hristos să facă un miracol, a vrut să precipite, să grăbească venirea împărăției. Nu știm, dar nici nu contează. Contează rezultatul. Biblia ne spune în Matei 27,3 cu 3, atunci Iuda vânzătorul, când a văzut că Isus a fost osândit la moarte, s-a căit. Într-o altă traducere din limba engleză, în NIV, spune Iuda a fost cuprins de remușcare. Vreau să ne uităm la această imagine interesantă. În aceea zi, Iisus urcă dealul Golgotei și moare pentru păcatul meu și pentru păcatul tău. În aceeași vinere, Iuda urcă un alt deal. Se numește dealul regretelor. Se numește dealul remușcărilor. Dealul vinovăției. O să facem o comparație între cele două dealuri. Între cele două morți similare, și totuși atât de diferite. Iisus urcă înconjurat în, de oameni, în jurul Lui sunt oameni care îl plâng, femei care se bat cu pumnul în piept și îl smulg părul, există oameni care îl scuipă, există oameni care îl lovesc, există oameni care îl insultă, alții îl roagă, îl cer mântuirea. Iisus este înconjurat de oameni. El urcă încet, purtând ceea ce se numește în Biblie lemnul de blestem. Iuda, Iuda urcă singur, pentru că remușcările și regretele te înstrăinează de toți. Urcă în noapte, parcă îl văd singur pe poteca asta a vinovăției. Pe poteca aceasta a rușinii l-am trădat am vândut, sunt un laș. Epoteca aceasta singuratică, spini ăștia-i remușcării, intrau în Buzele care l-au sărutat pe împăratul împăraților erau crăpate de durere. Pentru că regretele produc o durere care nu se poate exprima în cuvinte. Iuda a fost ucis de propriile regrete. S-a căit, a regretat profund, a fost cuprins de remușcare, de vinovăție și a zis, gata. Umerii lui erau încovoiați de povara propriului eșec. Pe dealul Golgotei, în vârful dealului, găsești o cruce, lemnul de blestem pe care Isus a rezolvat problema păcatelor noastre. Acolo El a plătit pentru păcatul tău și pentru păcatul meu. Aleluia! Acolo El s-a ocupat de păcatele noastre în locul nostru. Pe dealul regretelor, dacă urci până sus, în vârful dealului se află un copac scorburos și bătrân. N-am mugurit de mult, n-am frunzit de ani de zile. Și acolo, de cea mai vigoroasă creangă, este atârnat un ștreang. Aici, s-a ocupat Iuda de propriul eșec. Dragii mei, imaginea aceasta este imaginea falimentului umanității întregi. Orice drum, orice cărare, orice încercare omenească de a rezolva problema păcatului singur, sfârșește aștreangă. Este imaginea falimentului tău și al meu, fără Hristos, fără iertare, pe dealul remușcărilor, al regretelor, al singurătății, pe dealul refuzului iertării lui Hristos. Nu există decât moarte, depresie, singurătate, pustiu și în final e sinucidere sau dacă nu e, e moarte veșnică, oricum. Și vreau să plutească întrebarea aceasta în mintea ta. Tu pe care deal vei urca astăzi? Dealul regretelor sau dealul Golgotei? Într-un fel, dragii mei, moartea lui Isus este foarte similară cu moartea lui Iuda. Într-un fel. Zice cuvântul în Galateni, foarte interesant acolo, cuvântul Domnului spune că Isus a murit, a pe lemn. Galateni, capitolul 3, versetul 13. Blestemat este oricine care este atârnat pe lemn. Și Iisus ia blestemul tău și blestemul meu și fiind atârnat pe lemn, adică pe cruce, El rezolvă problema blestemului întregi omeniri. Și Iisus iartă toate păcatele prin atârnarea pe lemn, simbolic luând tot blestemul lumii acesteia. Și Iuda, a murit atârnat de un lemn și totuși ce moarte diferită moartea lui Hristos duce la viață moartea lui Hristos aduce iertare moartea lui Iuda duce la chin veșnic pentru că regretul nu poate să aducă decât atât chin mă uitam la cât de macabră este moartea acestui om cât de Ciudate este descris, ea în Biblie, spune Isus în rugăciunea lui în Ioan 17, Doamne, i-am păzit pe toți aceștia care mi-ai dat. Am fost cu ei, am păzit și nici unul din ei n-a perit afară de Fiul Pierzării. Ce nume primește Iuda, Fiul Pierzării. Cel care s-a pierdut pentru totdeauna. Mai spune cuvântul, dragii mei, în fapte. Am citit și acest pasaj ca să ne uităm un pic și acolo. Repet, te înfiori, ai pielea ca de găină când citești acolo cum moare Iuda. să dau detalii în plus față de celelalte evanghelii. Se spune că omul acesta, vrând să se sinucidă, nu știu, înainte, după a căzut, efectiv, s-a rupt funia, probabil, și-a plesnit în două prin minus și s-au vărsat toate măruntaiele. Efectiv, scenă de film. Horor. Și spune cuvântul că pentru că el a murit acolo, s-a cumpărat cu banii pe care el uh, i-a dat preoții, s-a cumpărat un ogor numit Acheldama, ce rezonanță întunecoasă. N-aș vrea să călătoresc niciodată printr-o zonă care se numește Acheldama. Sună foarte ciudat, o eufonie tristă acestui cuvânt. Și spune cuvântul lui, aici, slujba lui soia altul, el s-a dus la locul lui. E clar că după o astfel de moarte, e clar că cine urcă pe dealul regretelor și a remușcării, ajunge în final la locul chinului veșnic. Știți ce mă gândeam? Dacă ar fi urcat Iuda celălalt deal. O, oh, dacă ar fi urcat Iuda celălalt deal. Eu sunt 100% că Isus l-ar fi iertat sunt 100%. Dacă Isus i-a iertat pe cei care l-au scuipat, dacă Isus i-a iertat pe cei care l-au străpuns, pe cei care l-au bătut, pe cei care l-au condamnat oficial, Isus l-ar fi iertat și pe cel care l-a vândut. O, dacă ar fi urcat Iuda pe celălalt deal, ar fi auzit rugăciunea lui Isus, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. O, Iuda, de ce ai ales regretul și remușcarea și nu ai mers înapoi la Isus, ca și Petru? Dacă ar fi ales Iuda celălalt lemn, veți seamănă morțile astea, a târnat pe lemn. De ce n-ai ales piciorul crucii, Iuda? La piciorul crucii ar fi fost viață? Pe dealul Golgotei nu mai există ștreang, nu mai există moarte pentru că o singură moarte a fost suficientă pentru totdeauna. Mărit să fie numele Domnului. Dragii mei, unii cred că Iuda a fost predestinat să moară. Eu nu cred asta. E adevărat, citind în fapte aici, vezi că există un soi de predestinare, de rol. Este scris, trebuia să se împlinească. Trebuia să se împlinească scriptura că a fost vândut. Dar tot versetul următor spune, după ce spune fraților, trebuia să se împlinească Scriptura spusă de Duhul Sfânt mai înainte. Totul spune, El era din numărul nostru și era părtaș al aceleiași slujbe. Iuda a avut aceeași slujbă și a fost numărat în numărul celor 12. Adică Iuda a avut aceeași șansă ca Petru și ca Ioan. Iuda a ales acest rol. Și da, cred că dacă ar fi ales celălalt deal, cred că dacă ar fi ales celălalt lemn și ar fi îngenunchiat la picioarele crucii și nu s-ar fi spânzurat de un copac, ar fi fost iertat pentru totdeauna. Dragii mei, din perspectivă teologică, revenind la Matei 27, există o mare diferență între căință și pocăință. Atenție! Este o mare diferență între căință și pocăință. Iuda nu s-a pocăit. Iuda s-a căit. Adică a fost cuprins de remușcare, se înțelege din traducerea grecească. A fost cuprins de regrete. Păi nu așa definim noi pocăința? Regretul pentru păcatele comise? Păi nu e asta pocăința. Frații mei, nu asta e pocăința. Dăm o definiție incorrectă pocăinței. Pocăința e mai mult decât regretul pentru trecut. Asta e căință. Și Iuda a regretat, a fost în stare să ducă banii înapoi, să plătească paguba. Și totuși n-a fost mântuit, pentru că, de fapt, căința nu duce la mântuire. Pocăința duce la mântuire. Doamne, dă-ne un duc de pocăință. Păi ce diferență este între căință și pocăință? Sunt două mari diferențe, una de atitudine și una de orientare. Și vreau să vedem prin comparație viața lui Iuda și viața lui Petru. Amândoi păcătuiesc grav, și Iuda și Petru. Spuneam și cu alte ocazii, unul l-a vândut pe gratis, altul pe bani. Dar amândoi s-au lepădat pe Hristos și, într-un anume sens, l-au vândut în aceea zi. Întrebarea mea este: cum de unul devine apostol al împărăției lui Dumnezeu și celălalt devine simbolul trădării? Cel mai urât nume din istorie. Ești o iudă, zic unii astăzi. Care a fost diferența? Pentru că amândoi au păcătuit la fel. Însă, marea diferență a fost reacția lor de după cădere. Spuneam diferență de atitudine. Căința este un act al mândriei. Pocăința e rezultatul smereniei. De fapt, regretele frații mei nu sunt altceva decât un strigăt al mândriei umane. Nu pot să cred. De ce am făcut asta? Nu pot să mă iert. Cum am putut să cad? Așa mi trebuie să plătesc. Asta e căința. Asta e regretul. Regretul este un urlet al orgoliului uman. Nu pot să-mi o iert. Cum am putut să fac asta? Asta e mândrie. Este reacția mândriei umane. Pocăința este diferită. Petru, ca și Iuda, e plin de mândrie la început. Doamne, dacă toți, eu niciodată. Eu? Niciodată. Mă, că mândria întotdeauna, zice chiar Petru, ajunge înaintea căderii. Și după cădere, Petru are o reacție diferită. Câtă zmerenie în Ioan 21. Petre, mă iubești? Doamne, Tu toate le știi. Știi că Te iubesc. asta e diferența. Dragii mei, până la urmă mă uit și văd diferența asta de, de, de atitudine. Petru se zmerește și primește iertarea lui Dumnezeu în umilință. Iuda nu se zmerește. Iuda nu caută iertarea, Iuda în orgoliu său se duce și rezolvă problema singur. Și singura soluție pentru neputința umană e smâcu. Atât singura eliberare din povara regretelor. o diferență și de orientare, spuneam, căința se orientează spre interior, nu are nevoie de ajutor, nu mă interesează, așa îmi trebuie să plătesc. Căința nu apelează la iertarea lui Hristos, mă descurc singur. Am să plătesc, am să mă pedepsesc, am să mă chinui, am să postesc, am să... Uh, nu știu, asta încearcă oamenii în disperarea lor. Tot felul de soluții aparent bune, dar omenești, care duc la eșec. Iată exemplul lui Iuda. Pocăința se orientează spre exterior. Mă duc la Dumnezeu și cer ajutor. Și ce observ eu, dragii mei? O diferență crucială între Iuda și Petru. Iuda nu mai vrea să se întâlnească cu Isus. Să nu-l mai văd. Iuda nu merge la Hristos să spună că a greșit. Merge la preoți. Deși a fost greu să meargă la picioarele cruce, spune, Doamne, am greșit. Să fie aruncat acolo arginții, spune, Doamne, te a vândut, te-am vândut, iartă-mă. Nu, el merge la preoți. El nu acceptă iertarea lui Iisus, o respinge și se sinucide. Petru primește iertarea lui Iisus. O, ce diferență între pocăință și căință. Și te întreb, oare tu ai trăit adevărata pocăință? Știi ce înseamnă iertarea lui Dumnezeu? Sau trăiești acolo pe dealul remușcărilor de zeci de ani și te chinui, vrând să plătești, ce să plătești? Dragii mei, Evanghelia, vestea bună, este tocmai asta. E atât de simplă predica mea azi. Iisus a murit în locul tău și a plătit toate păcatele tale. Trebuie doar să primești cu smerenie iertarea. Oameni buni, aici excelează pocăința. Căința și pocăința încep în același punct. Amândouă regretă trecutul. Însă căința se blochează acolo. Căința rămâne închisă în temnița remușcării. Rămâne acolo în balta regretelor. Spunea cineva, căința, regretele nu sunt bune la nimic nu dau energie, din potrivă absorb toată energia umană. Regretele nu construiesc nimic, n-au energie. Regretele sunt doar o baltă în care te poți scălda. Și unii oameni toată viața se scaldă în balta regretelor pentru un păcat făcut la tinerețe. Și asta nu-i pocăință. Pocăință înseamnă să regreți păcatul și să vii la Hristos și să primești cu umilință iertarea tuturor păcatelor tale. De ce să zăbovești în temnița regretelor? Vreau să vă întreb ceva. Cât o durată recuperarea lui Petru? Noi suntem foarte influențați de filozofia răsăriteană, cu pedepsiri, cu canoane, am păcătuit să țin posturi, să mă autoflagelez ca și în catolicism, să mă călugăresc, să mă pedepsesc, așa îmi trebuie. Dar cine te-a învățat Evanghelia asta strâmbă? și nu m-am împărtășesc 10 ani, că... dar cine te-a învățat asta? Știți că a durat recuperarea lui Petru? Asta e pocăința. 40 de zile, oameni buni. Nu vorbim de ani, vorbim de luni. La 50 de zile de la lepădarea lui, Petru predica plin de Duhul Sfânt la Rusalii. Nu confunda pocăința cu căința. Tu care te zbați în lanțurile vinovăției, aia nu -i pocăință, ăla ai regret, ești pe dealul greșit. Te-ai închis într-o închisoare a chinului emoțional și spiritual. Dumnezeu să dea eliberare în această dimineață. Evanghelia e vestea bună. Știți cum începe Evanghelia? În Luca, capitolul 7, Iisus ne spune Evanghelia în pilda cămătarului cu doi datornici, fiindcă n-aveau cu ce, ai înțeles? Fiindcă n-ai cu ce plăti. Prin regret, prin vinovăție, nu plătești nimic. E chin zadarnic. E ca și cum am face o colectă la numărul 1 Deci, să cumpărăm spitalul municipal și vii și tu și pui un leu la colectă. Păi ce să faci cu leul ăla? Cam așa e și cu datoria noastră. Prin regrete, prin autopedepsire, prin remușcare, tu vii și pui un leu, dar n-ai cu ce plăti. Păcatul nu se plătește prin regret îndelungat. Păcatul a fost plătit de Domnul Isus. Însă asta e problema Evangheliei. Știți că foarte mulți oameni refuză Evanghelia tocmai pentru că e vestea prea bună. E prea frumos să fie adevărat. Și mulți oameni, în orgolul lor, spun, nu se poate. Cum adică? Eu dacă vin la Hristos și primesc prin credință iertarea, sunt iertat. Și oamenii nu pot să accepte iertarea atât de lesne. N-ai cu ce plăti. Iisus Hristos a plătit tot ce a costat păcatul tău. Nai cu ce plăti. Pocăință înseamnă să primești iertarea lui Isus prin credință. Atât. Primește în dimineața asta iertarea de plină prin credință. Da, jertfa lui Hristos a fost suficientă să plătească pentru toate trădările lumii. Și pentru a lui Iuda, și pentru a lui Petru, și pentru ale tale. Jertfa lui e suficientă să plătească toate avordurile, toate crimele, toate preacurviile, toate răutățile, tot. Spunea cineva, jertfa lui Isus a fost suficientă pentru păcatele întregii lumi, dar este eficientă doar pentru cei care cred. Încă o dată, jertfa lui Isus a fost suficientă pentru toate păcatele lumii, dar este eficientă doar pentru cei care cred și primesc cu smerenie iertarea. Dragii mei, mă apropii de încheiere. Astăzi vom fi un pic mai lungi, tot cu cină. Am văzut că atunci când a fost finala campionatului mondial, deși eram în biserică, era mare jubilație printre oameni că s-a prelungit meciul cu o jumătate de oră. Era Veselie în lumea întreagă că avem prelungiri și în final și penaltiuri și s-a stors lămâia la maxim. Nu știu de ce când e la biserică, intrăm în prelungiri, nu suntem la fel de bucuroși. E așa o reacție ciudată, așa ne foim, transmitem că ar trebui să termin, frate predicator. Hai să ne bucurăm și când intrăm în prelungiri, că dacă acolo nu a câștigat nimeni, aici câștigăm toți. Amen. Dragii mei, vreau să mă întreb și să te întreb de ce petreci atât de multe ore pe dealul ăsta al regretelor? De ce n-ai înțeles ce înseamnă iertarea lui Dumnezeu? Și de ce predic lucrul acesta? Pentru că am stat de vorbă cu mulți penticostali și nu vine să cred că sunt născuți din nou, botezați în apă, chiar botezați cu Duhul Sfânt. Și încă se gândesc la păcatele din trecut. Și plâng oamenii aici în cameră, spun frate, de ce n-am întâlnit prima oară pe soția mea? De ce o trebuie să am paranteza aia? De ce o trebuie să cad? Dragul meu, draga mea, înțelegi că de fapt iertarea lui Dumnezeu e altceva? Și pocăința presupune ștergerea tuturor păcatelor. Te întreb, de ce rătăcești și orbecăiești de atâția ani pe drumul remușcării? Îmi spunea cineva recent, de ani de zile, de ani de zile plâng în fiecare zi. Mă scol și noaptea și plâng pentru că n-am vegheat în tinerețea mea. Și te întreabă Dumnezeu, dragul meu, draga mea, de ce de ce te-ai închis în temnița neiertării și a remușcărilor? Nu știi că Isus a decretat cu 2000 de ani în urmă iertarea ta? Dragii mei, iertarea lui Dumnezeu este interesantă. Nu știu, cred că mulți evanghelici n-au înțeles iertarea. Trăim ca și cum n-am fost iertați. Isaia 43 are un cuvânt acolo care îmi place. Isaia 43 cu 25, vreau să-l afișăm. Eu, eu îți șterg fără de legile pentru mine, zice Dumnezeu. Și nu îmi voi mai aduce aminte de păcatele tale. Drag creștin, ai înțeles că iertarea lui Dumnezeu presupune ștergerea definitivă a păcatelor și nici Dumnezeu nu-și mai aduce aminte de ele. Dăm voie să te întreb pe tine: care ești în temnița regretelor? Cine ești tu să-ți permiți să-ți amintești ce a uitat și Dumnezeu? Cum poți să-ți permiți să dezgropi ce a îngropat sângele lui Isus Hristos? Înțelegi tu că remușcarea continuă, anii ăia de penitență sunt răzvrătire împotriva lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a zis, te-am iertat, te iert, șterg și uit. În această zi, sângele lui Iisus Hristos vrea să șteargă și amintirile tale. sau oameni împovărați printre noi, oameni cu suflete trudite și obosite, oameni care poartă povara remușcării, Oameni gâbiți de amintiri pe care nu le pot uita. Oameni care îngroapă durerea dâng sub un morman de amintiri dureroase. Nici nu mai plâng unii. Înțelegi, dragul meu, că Isus a venit ca tu să primești iertare de plină? Și iertare de plină înseamnă că Isus uită păcatele tale. Și îți cere în această dimineață să le uiți și tu. Nu știu dacă a citit în ziar povestea soldatului Hiro Ononda. El a murit în 2014, recent, la o vârstă înaintată. Soldatul acesta japonez a luptat în al doilea război mondial și în anul 1945, finalul războiului, l-a prins în junglele din Filipine. Fiind acolo în trupele comandă, în trupele gherilă, el n-a aflat că războiul al doilea mondial s-a încheiat. Și și-a continuat războiul de rezistență, și-a trăit în, în, în regim de gherilă, de comando, în haiducie, în ascundere, s-a ascuns 29 de ani. Da? V-ați născut unii dintre dumneavoastră și el nu știa că războiul era gata. 29 de ani să vânezi, să mănânci poate mâncare crudă și să supraviețuiești crezând că ești în război. El să lupta cu cineva, dar războiul era gata de 29 de ani. La un moment dat se spune că cineva l-a informat, domne, dar războiul e gata. Colegii tăi sunt acasă. l ăsta-i crescut să unghiile ca la vulturi. Nu se mai spălase de nu știu când. Mă, colegii tăi sunt acasă în Japonia, îți lângă nevește, mănâncă bine. Domne, nu. Să vină comandantul care mi-a ordonat atacul. Întâmplător, comandantul acestui bărbat era în viață și după 29 de ani, comandantul acesta a venit și spus, domnule, războiul e gata de 29 de ani, du-te acasă, ești liber și n-ai știut. Dragii mei, vreau să vă spun ceva, în urmă cu 2000 de ani, Iisus a decretat iertarea noastră. Trăiește ca unul care a aflat decretul iertării. De ce rătăcești în jungla asta autocondamnării? Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ierusalimul este un oraș foarte mic. Dialul regretelor e foarte aproape de dialul Golgotei. În lumea noastră viața e paradoxal de aproape de moarte, lumina aproape de întuneric. Rugăciunea astăzi vei fi cu mine în rai, e aproape de ștreang, e doar un pas. Hristos te cheamă de pe dialul Golgotei și îți spune, părăsește astăzi și aici dealul regretelor trecutului. Hristos cu mâinile întinse te așteaptă pe dealul Golgotei să-ți dea bucurie și să-ți dea pace. Trăiește ca unul care a aflat decretul iertării umanității. fi liber, fii bucuros. Haideți să ne ridicăm în picioare, să intrăm la cina Domnului. Invit aici slujitorii și vreau până vin slujitorii în față să cânt un singur refren cu dumneavoastră. Ai un loc la cruce și tu. Ai un loc la cruce și tu. Unde mii venit și tu poți fi primit. Ai un loc la cruce și tu. Dragii mei, harul nu are nicio logică. Dacă ar fi logic, n-ar mai fi har. Harul e inexplicabil. Însă în această zi am venit aici să predic Evanghelia Harului. Iisus te iubește, vrea să-ți ierte păcatele și să te scoată din temnița remușcării. Primește viața cu smerenie și fi fericit. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin.